cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să... Bună dimineața, oameni buni! Știri din neamț, aici la cafeaua de dimineață, de data aceasta împreună cu reprezentanții Partidului Social Democrat, un reprezentant al Partidului Social Democrat, în emisiune de prezentare a programului electoral și a realităților cotidiene din Piatra Neamț și din România. Invitatul de astăzi, domnul Răzvan Cuc, candidatul PSD pentru Senatul României, poziția 1 pe listă. Bună dimineața, bine ați revenit! Bună dimineața, mulțumesc mult pentru invitație, bună dimineața și celor care ne privesc în acest moment. V-ați obișnuit să veniți în piață, domnul Răzvan? Suntem obișnuiți să venim acolo unde este nevoie de noi ca să îndreptăm lucrurile. Atunci, haideți, eu vă propun așa. Aveți un filmuleț pe care noi l-am luat și l-am pregătit pentru emisie ca să fie un pretext de discuție. Mie mi se pare un pretext, cum să spun, adaptat perfect perioadei actuale. Dacă nu aveți nimic împotriva. Doamne, ferește, vă rog, e realitatea doar. Domnul Bogdan Călian, care se află la butoane, dacă este gata, să dea drumul la filmuleț. Mulțumim! Dacă mall-ul reune aglomerații, le lasă deschis sub piața, zice să hrănesc oamenii. Ce părere avem? Că de aici iată lumea întradă. Dumneavoastră știți ce se întâmplă? Omul n-are bani grămadă, să iei un sac și să duc acasă. Trebuie să zice să vine aici cu tăcuiețul de un chil și ia, cu de un chil de ceapă, un chil de cartofi. Foarte prost. Destul de greu va fi. Ce face lumea asta cu atâta mare? Noi ce facem ca producători? Este foarte greu. Asta e, muncim aproape degeaba. O să ne fie foarte greu, uitați, avem acum perioada cu hațmațu, cu verdețuri din grădină, ceapă verde, eu am usturoi de acum, nu pot să mai fac un borș, nu pot să mai vin să mai vând. Din pensiile care avem nu se poate trăi. Dumneavoastră nu puteți să vindeți hațmațul la supermarket. Nu, dar ce? Nu pot. Afară ca să mă duc și stau, nu o să fie condiții și vine frigul de acum, nu o să mai stăm afară. Ce faceți toată marca? Să strică cum s-o strică așa să primăvară. O rămas în grădină și s-o stricat munca noastră. Am pierdut așa să primăvară pierd acum. Care e România? Unde e România noastră? Stăm cu maștile, stăm închiși, vai de capul nostru, bun lap și uitați-vă ce e. E posibil așa ceva? E posibil așa? Este imposibil. De unde ați faceți cumpărături de acum? De acum nu mai facem cumpărături, să mă închiși în casă, frumușeri și murim, pentru că ei așa vor. Normal să iei toți banii din oraș și să-i duci cum e Carrefour, cum îi duc în țări străini, nu? Și noi, mici producători, ce facem? Spuneți, noi din ce străini? Noi din asta trăim, scopim în pământ și din asta trăim. Alte surse de venit nu am și am copil care îl țin la facultate, am fată care luam la liceu. E ușor, oare? Nu e ușor, dar asta este viața, nu? Ce să faceți? Nu știu, sincer să fiu, nu știu. Aștept să mă ajute statul cu ceva, nu? Păi din ce să fac acum? Să-i pun la furat, să-i pun la dat în cap, ceva trebuie să fac, nu? Mergem la supermarket, după ce le închide și pe alea, mergem să le spargem, să le dăm foc. Să revină oameni înapoi cu marfa lor, cu marfa noastră, care... Uite, trudesc. Oamenii trudesc. Noi suntem forțați să cumpărăm din supermarketul. După închiderea pieței. Se închide și supermarketurile. De ce numai pe noi în piață, pe țară, producători? Nu, acolo nu e aglomerat în supermarketul. Deci vrem numai ei să rămână ăștia la nivel mare și noi ăștia mici să facem. Avem și noi cheltuieli, avem de toate. Suntem mici producători, avem toate animăluțele, din asta trăim, aici avem stand de plătit lunar. Avem cheltuieli, oameni de plătit, furaj la animale. Noi din an nu avem. Clienții noștri s-au învățat aici la piața centrală să vină, ne caut, ne găsesc ca mici producători, produse bio, tradiționale. Și vă închide. Se vor să ne închidă și se meargă lumea, toată lumea numai la supermarket, acolo nu sunt virus, nu sunt microbi de luat, pune mâna pe produse, fiecare le pun, le iau. Numai la piața centrală sau piețele din toată țara se vor închide când sunt microbi și se iau COVID-ul.
face ceva și de ce supermarketurile sunt deschise și piețele și țăranul român nu poate să supraviețuiască? Faceți ceva pentru România sau faceți pentru export? Lăsați oamenii să supraviețuiască, avem copii și familie acasă. Domnul Orban, ori ați luat un comision de la supermarketuri de a spus toți producătorii locali pe butuci? Oare ar fi mai bine dacă acești producători locali ar produce sparanghel în Germania și după aceea ar veni să-l vândă în România, atunci ați lăsat piața din Piatra Neamț deschisă? Acest material a fost și este, poate fi vizionat pe pagina de Facebook a domnului Răzvan Cuc și el arată într-o măsură destul de mare, pentru că acolo au fost mult mai multe lucruri întâmplate ieri, arată ce s-a întâmplat dimineață și reacția celor din piață vis-a-vis de decizia de închidere a pieței. Domnul Răzvan Cuc, poate ne povestiți un pic exact cum ați văzut ieri situația de aici, pentru că după ce a apărut în media, în online, situația dumneavoastră, ați venit la piață și ați stat de vorbă cu o parte dintre oameni, ba chiar ați interacționat și cu presa. Eu am ajuns în piață la ora 8:30 pe cu colegii mei, neștiind și nevăzând ce a apărut în presă. Am ajuns pur și simplu pentru simplu fapt că noi și în timpul guvernării noastre, PSD și de acum înainte, suntem susținătorii producătorilor autohtoni de produse de diverse tipuri pe care dânșii se chinuiesc să le producă și să le comercializeze de altfel în piață, așa cum se întâmplă în toate orașele civilizate din România. Am simțit nevoia să fim alături de oameni, să știți. Nu a fost doar un simplu subiect de campanie, pentru că, bun, acum multe pot fi spuse. Realitatea este cu totul și cu totul alta. Uitați, de exemplu, azi dimineață plouă. Unde ții oamenii afară? Săptămâna viitoare o să fie 0 grade. Unde ții oamenii afară? Eu vă spun altceva. Ieșirea noastră de ieri, a colegilor, a mea, a lui Ciprian Șerban, a lui Florentina Moise, a lui Remus Munteanu, practic, a generat următorul lucru. A scos din starea de nesimție a autoritățile locale și le-a adus în piață. Că dacă noi nu veneam la ora 8:30 în piață cu presa ca să ia imagini live cu ceea ce se întâmpla aici și haosul din piață, să știți că nu se întâmpla nimic. Pentru că nu poate să-mi spună mie autoritățile care sunt mai preocupate, și vorbesc aici de primărie, de prefectură, sunt mai preocupate să facă politică în zilele noastre și nu interesează de oamenii ăștia săraci că n-au unde să-și vândă produsele, nu îmi spuneți că nu puteau găsi măsuri de când s-a emis hotărârea CNSU de joi seară, pentru că această hotărâre a fost dată joi seară, deci a fost vineri, sâmbătă, duminică. Tocmai din acest motiv nici n-am vrut să venim vineri în piață și am zis, hai să lăsăm că poate, așa cum s-au descurcat autoritățile la Târgu Neamț, da, găsesc o soluție. Haideți să spunem că acolo s-au scos niște panouri. Am fost ieri acolo, am făcut o conferință de presă și de acolo ca să arătăm când vrei să faci un lucru și să ajuți oamenii și nu-ți pasă doar de sondaje și de alegeri, găsești soluții. Și atunci am venit alături de colegii mei și la nici mai puțin de două ore și-a deranjat costumul și domnul prefect și domnul primar al Piatrei să vină în piață și să vorbească cu oamenii ca și o paranteză, în antiteză. Noi am venit oameni normali, între oameni singuri să vorbim, au venit cu poliția, au venit să-și securizeze prezența în hala pieței. Nu este nevoie să faci atâta desfășurare de forță dacă într-adevăr vrei să ajuți oamenii. Dar ei așa sunt când se ducă și prim-ministru, că merge undeva, merge cu pohoiul de sepepiști. Nu mai, degeaba vorbesc ei de oameni, că numai de oameni nu le pasă. Problema este alta, în schimb. Vedeți dumneavoastră, această măsură este o măsură luată unicat pentru piețe. Și asta este deranjul și oamenii asta și spuneau ieri, pentru că oamenii trebuie să fie auziți, glasul oamenilor trebuie să fie auziți, pentru că, de exemplu, mergem acum, dacă vreți, în piață, intrăm, bine, acum nu putem intra în piață probabil decât la produsele de lactate și carne, ce au zis că vor lăsa oamenii să comercializeze, că ieri
le comercializau afară, se punea praf pe ele. Riscul de boli este mult mai mare când vinzi afară decât când vinzi înăuntru. Dar această dublă măsură în care tu închizi producătorii locali, naționali ai tăi, dar în schimb supermarketurile, toate le lași deschise. Păi haideți să vedem. Că eu nu spun încă o dată că nu trebuie să avem măsuri de protecție sau că nu trebuie să respectăm geam. Nu trebuie să respectăm. Și eu port mască și eu mă spăl pe mâini și eu respect distanțarea și toată lumea trebuie să facă lucrul ăsta. Dar dacă mergem la piață, în momentul în care spunem, domne, vreau și un kil de cartofi, comerciantul ia, pune cartofii în pungă și îi mânează cumpărătorului. Păi dacă mergem la supermarket, merg eu cu dumneavoastră, domnul Bălănescu, eu mă uit la paharul ăsta cât costă, dumneavoastră luați și dumneavoastră, puneți mâna pe el și vă uitați și așa mai departe, pun 10 inși. Da? Păi, unde e riscul mai mare de infectare? Dar aici nu a fost vorba de infectare, aici e vorba de altceva, este vorba de, pentru că sunt două aspecte. Ori este o incompetență crasă a autorităților, ceea ce nu m-ar mira că la cât de prost, slab, incompetent și criminal este guvernul ăsta, nu a fost niciunul în toți cei 30 de ani, fie cineva, altcineva le impune modul în care să facă guvernare. Pentru că nu poți să când spui mie că tu închizi și omori producătorii locali, dar în schimb ții supermarketurile deschise. Hai să scoatem corturi și la supermarketuri, afară, în fața supermarketului. Există parcări și acolo. Scoatem corturile, punem produsele acolo ca să nu fie o dublă măsură. Ce se întâmplă în piață se întâmplă și în supermarket. Dar nu o să vedeți lucrul ăsta. Vă spun că nu o să-l vedeți. Pentru că atunci ai drag de mânecuță. Băieții deștepți pe ăștia de la Palatul Victoria și le spun, alo, bă, băieți, ce faceți? Păi ați uitat când ne rugați să ieșim în stradă să facem scandal ca să veniți voi la guvernare și ce ne-ați promis că ne dați? Și uitați că le-au dat România pe tavă, la toți. Este inadmisibil. Vorbeam și ați văzut și aia este realitatea din piatra, din piața, din Piatra Neamț. Da? Ăia sunt oamenii care își țipă și plâng nevoile. Pe mine nu mă interesează că este primul ministru la televizor și spune că dânsul oricum minte cu o nonșalanță ăștia din comun. Că totul e în regulă, că se găsesc soluții. Vă spun, știți care este soluția? Astăzi la ora 11 avem ședință de plen la Camera Deputaților. Și aveți acea inițiativă. Și avem acea inițiativă prin care menținem toate piețele, târgurile deschise, că încă o dată închis târgurile care sunt afară. Păi afară, scoți oamenii afară să vândă, dar tu închizi târgurile care sunt afară. Adică nu este nicio logică a acestui guvern. Ei doar vor să suprime și să distrugă tot ce este românesc. Eu am și spus-o și o să o repet. Eu cred că acești peneliști, cred că primesc un comision de la cineva să omoare tot ce ține de simbolurile și de patriotismul local și național. Că altfel, nu poți să te duci și să omori producătorii locali cu bună știință. Cât poate să câștige un om care vinde bătrâni care vinde 5 legături de ceapă, 3 legături de mărar? Nu face o avere. Gândiți-vă că mai și plătește pentru o mașină ca să ajungă. Mașină, tarabă și așa mai departe. Deci, ideea este următoarea. Ceea ce am făcut noi ieri a trezit din starea latentă, din starea aia de adormire. Că știți, băieții ăștia de la guvernare s-au obișnuit cu costume, cu mașini. Ei nu prea, că îi vedem și când ies în oraș. Toți la costum au uitat să mai poarte un blug, să fie și ei să simtă că trăiesc alături de oameni. Ei vin în costume, se plimbă cu director, cu directoare, cu poliție după ei, le deschid drumurile toți. Nu asta e lumea reală. Lumea reală nu are unde să vândă produse. Lumea reală, uitați-vă ce se întâmplă în România cu bolnavii. Domnul Bălănescu, oameni buni, oamenii mor pe capete că n-au locuri unde să se interneze în spitalele unde domnul Orban, mă uitam ieri, domnule, omul ăsta v-a spus, deci pe lângă faptul că dintr-un șomer a ajuns prim-ministru, a ajuns, are un tupeu mai mare decât orice om pe care l-am cunoscut. Spune, nu avem nicio problemă, n-am ajuns încă în situația în care să nu avem paturi la ATI. Și mă uitam azi dimineață cum un frate, un om își plânge durerea la televizor în fața tuturor și roagă, face un apel umanitar să găsească un loc pentru fratele lui să interneze la o secție de terapie intensivă oriunde în România și nouă ne spune prim-ministru că sunt locuri, stați liniștiți. A, da, sunt locuri pentru el dacă e nevoie, că scoate un alt român ca să intre probabil prim-ministru sau unul din acești trădători care distrug piațele, distrug economia, distrug educația, distrug tot pentru ei. Sunt locuri, probabil, dar pentru românii de rând nu sunt locuri. Știți ce este deranjant, Răzvan Cuc? Faptul că atunci când se ia o măsură, s-a luat o măsură, guvernul a spus, închidem piețele, da? Dacă nu au doi pereți, nu știu ce și nu știu cum, toată lumea se repede să aplice acea măsură fără să gândească
la soluții alternative. Acum, știți, dumneavoastră a spus că ați fost ieri. Eu, în general, urăsc să postez pe Facebook ce am de spus până în ziar sau pe site-ul... Că aveți ziar, dacă da. Dar să-mi fac și un ziar. Asta, de data asta am postat pe Facebook un material pe data de 8 noiembrie. Astăzi suntem în 10, ieri a fost 9, da? Și acolo am spus așa. Cum? Soluții pentru piața centrală. Și vă rog să vedeți dacă cumva ce am scris acolo nu se aplică de ieri. Adică s-a luat ieri. Zona unde se vinde carne și produse din carne poate fi izolată extrem de simplu de restul pieței, cu circuite separate, cu acces la grupul sanitar. Deci, cred că la... sunteți un fel de consultant al celor de la PNL. Nu, eu am scris acolo. Bine, și cu un control nu mai simplu. Că la cât de incompetent sunt, au nevoie de cineva să-i sprijine. Mulțumesc un pic. Păi, nu, un om care să vină cu niște idei. În modulele goale din zona de pește pot fi mutați o parte din producătorii de lactate. Accesul este direct, deci e simplu de realizat. Așa. Peretele dinspre centură ar putea fi demontat rapid, parțial, curărirea spațiului dintre tarabe. Tocmai s-a luat o tărârea să fie la 3 metri. Ce era atât de greu, că nu era nicio problemă? Eu nu sunt specialist în... Deci trebuie să înțeleagă oamenii următorul lucru. Lucrurile sunt simple. E sunt vorba foarte de... simple. Acești indivizi care au distrus economia națională și locală, culmea o sloganul, dezvoltăm neamțul, loc să-l pună, închidem neamțul, că e închid tot, nu reacționează decât la un singur stimul. În momentul când simt că poate să piardă voturi, pe ei nu interesează de sănătatea oamenilor, de faptul că piețarii n-au unde să-și vândă produsele. Ei reacționează doar la un singur stimulant. Să nu cumva să piardă voturi. Că după, o să, uitați, cum ați scris articolul ăsta, eu vă spun un lucru astăzi în emisiune. Pe 7 decembrie după alegeri, pentru că nu contează, asta trebuie să știe toți românii, și dacă ajungem la 20.000 de cazuri și dacă vor fi, Doamne ferește, sute de morți în România, Iohannis cu gașca lui tot vor alegeri. Ei vor alegeri sub orice preț. O să vedeți că din 7 decembrie totul se va închide, va fi un lockdown total și nu se va mai ține cont de absolut nimic. Poate să țipe oamenii în fața piețelor, poate să țipe oamenii că n-au unde să stea în spitale, poate să țipe peste tot. De asta e momentul ca oamenii să reacționeze acum, pentru că tăcerea, de asta, asta le-am spus și oamenilor în piață, oameni buni, aveți drepturi, autoritățile trebuie să găsească soluții. Autoritățile nu trebuie să vină și să vă pună în fața faptului împlinit să vă spună, de azi nu mai intrați în piață, zice că așa vrem noi. Păi haideți să ne uităm la un lucru, să facem un exercițiu de memorie, că dumneavoastră sunteți jurnaliști și sunt convins că lucrurile astea le știți. Pe când era stare de urgență, luna martie, eu mi-amintesc că accesul în piață se făcea. Da, stăteau oamenii la coadă, li se lua temperatura, era un număr de oameni, ieșea altul, intra altul. Păi, ce s-ar fi schimbat de atunci față de acum? A devenit piața un focar de COVID și peste noapte și nu știm noi? Vreau să nu vedeți că aceste DSP-uri incompetente nu sunt în stare să facă niște anchete epidemiologice, să vedem ce se întâmplă, cum se întâmplă în momentul când se răspândește virusul. Testarea, n-au o strategie, n-au o viziune. Ei vin și pun niște măsuri pe hârtie și de mâine le aplică. Uitați-vă totodată la așa cum au vrut să distrugă și dacă nu făceam ieri în piața de la Piatra Neamț să apărăm producătorii locali, credeți-mă ce vă spun, nu se deranja nici prefectul, nici primarul să-și facă apariția prețioasă în piață. Știți ce mi-au zis piețarii ieri când a fost în piață? Au semnat niște liste prin care spuneau că nu vor să iasă din piață. Dar oamenii săraci, oameni onești care nu știu, n-au avut de-a face cu niște politruci și cu niște mincinoși, n-au pus pe capul de tabel semnături pentru refuzul de a părăsi piața. Au luat șmecherii de la PNL acele hârtii și au zis, uite domne, avem acordul, am vorbit cu piețarii și au fost de acord să iasă din piață. Oamenii din piață mi-au spus, mie nu mi-a venit să cred că s-au putut deda la un asemenea lucru mojic, mic. Bine, e o utopie că spun că nu vine să cred că la cum îi cunosc, oamenii ăștia ar fi în stare să vândă și piața peste noapte și să spună că, nu știu, e devine tot coronavirusul. Au fost în stare să-și bată joc de niște oameni simpli. Oamenii ăștia nu iubesc România. Oamenii ăștia nu iubesc românii, nu iubesc producătorii. Că dacă i-ar iubi și le-ar păsa de oameni, n-ar mai avea situațiile astea critice. Uitați-vă la Horeca. Au făcut-o praf.
deschizi restaurantul pe 1 septembrie, pe 12 l-ai închis. Pe 13 l-ai deschis iar, pe 15 începi și pui acele gradații, de la 3 la 1000, de la 1 la 1000 se 30%. Păi ce fac oamenii cu stocurile care și-au făcut? Eu nu spun, Doamne ferește, să nu se ia măsuri. Doamne, dă-i măsuri logice, nu lua măsuri heirupiste, măsuri în care efectiv să distrugi absolut tot. Pentru că vă spun un lucru, de coronavirus vom scăpa la un moment dat. Va veni vaccinul, se perfectează medicamentația, avem experți. Uitați-vă și la Partidul Social Democrat, am adus cei mai buni experți, pe domnul Străinu Cercel, pe domnul Rafila. Oameni care lucrează, sunt dedicați salvării vieților omenești. Vom progresa în domeniul sănătății, categoric, și asta se va întâmpla. Dar din păcate economia, dacă acest guvern incompetent și criminal va persista încă la putere și după 6 decembrie, vă spun că economia nu-și mai revine. Pentru că măsurile pe care le iau ei sunt niște măsuri care nu ajută pe absolut nimeni, decât firmele lor de casă, găștile lor și așa mai departe. Și aici putem dezvolta cât vreți subiectul. Eu aș vrea să dezvoltăm un pic, să trecem un pic de la partea aceasta în care dumneavoastră, în mod normal, criticați un guvern, și asta este și rolul opoziției, spre o parte de, hai să-i spunem, construcție. Ce ne propune PSD-ul în condițiile în care au loc alegerile și, să spunem, PSD-ul câștigă și va face guvern? Să știți că rolul opoziției, într-adevăr, este acela de a critica. Și noi am fost la un moment dat la guvernare și am avut parte de o opoziție mincinoasă, care spunea că nu se fac lucruri cât timp se făceau. Aici nu mai e vorba de opoziție la ceea ce facem noi. Aici este vorba de o luptă pe care noi trebuie să o dăm, și nu doar Partidul Social Democrat, ci toți cetățenii de bun simț și cetățenii care își doresc ca această Românie să aibă un viitor, trebuie să o dea alături de noi. Pentru că eu am înțeles ce spuneți dumneavoastră cu tuma de opoziție. Dar faptul că ai omorât economia, faptul că oamenii plâng că n-au unde să-și vândă produsele, asta nu mai e opoziție. Aici trebuie să intervenim în forță și să ne folosim de toate pârghile pe care le avem. Presă, dumneavoastră, cât mai sunteți liberi și nu vă impun ce să scrieți, că și asta este o altă parte. Că văd de multe ori că se spune un lucru, se afirmă un lucru și văd la un moment dat că în presă apar cu totul și cu totul alte lucruri. Deci asta vă spun, presa trebuie să rămână independentă și felicitări și dumneavoastră și celor care mai practicați o presă independentă și nu o presă aservită unor interese. Vis-a-vis de propunerile Partidului Social Democrat, ați văzut și dumneavoastră că în ultima lună s-au prezentat programe pe mai multe componente. S-au prezentat programe pe partea de educație, pe partea de sănătate, era evident, cu domnul Rafila, cu domnul Străinu Cercel. S-au prezentat programe pe componenta de social. S-au prezentat programe pe componenta de dezvoltare regională. Va avea loc și prezentarea mare a programului de guvernare PSD, unde va fi prezentat, practic, vor fi prezentate măsurile generale. Pe partea de sănătate, ați văzut și dumneavoastră, se propune testarea masivă a populației, se propun măsuri care vin să ajute oamenii. Din punct de vedere al dezvoltării regionale, trebuie să avem acces rapid la un aeroport, la o autostradă, trebuie să dezvoltăm infrastructura. Pe partea de infrastructură aș putea să vă vorbesc și vă voi vorbi oricând vreți dumneavoastră, ore întregi. Pe componenta de educație, uitați-vă un handicap major al acestei guvernări. Ne-am trezit că vorbeam de Horeca, vorbeam de piețe, dar nu putem omite școlile. Păi doamna Pepsi Glass zice la un moment dat, știți foarte bine că e viral acea mărturie, că a fost o mărturie a dânsei când o întreabă moderatoarea și ce se întâmplă acolo unde nu au curent elevii. Păi se uită la televizor. Adică ăsta este modul în care această guvernare tratează educația, sistemul de educație din România. Ne amintim împreună, de altfel, că dacă facem un exercițiu de memorie, nu cred că este greu să ne dăm seama. Au promis că iau tablete ca pe data de 15 sau 14, când a început anul școlar, să aibă toți copiii, sau cel puțin o parte din copii, tablete? Păi, dacă mi-amintesc bine, undeva în jurul datei de 13, adică cu o zi înainte sau 14, cu o zi înainte să înceapă școala, doamna ni se spunea, știți că nu avem tablete.
ei tot timpul ne-au asigurat de lucruri și de măsuri că nu se vor întâmpla și cum se face că am ajuns exact în dreptul momentului, punctului culminant și iar ne-au luat pe nepregătite. Trebuie să nu mai ajungem să avem lipsă de medicamente, să nu mai avem, uitați-vă în spitale, asta mi se pare o crimă, cum să treacă 9 luni de când avem această pandemie în România și noi să nu avem medicamente în spital. Lucrurile astea nu trebuie să se întâmple. Trebuie vaccinate cadrele medicale cu precădere, primii care trebuie, pentru că ei sunt în prima linie. Guvernul actual deja le-a tras o țeapă că le-a promis, știți, acei 500 de euro sau cât le-a promis că le dă. Nu i-au primit. Măcar haideți să-i protejăm din punct de vedere al sănătății. Că uitați, în astea 9 luni de zile vreau să vă spun un lucru. Că de asta vă spun, e bine să avem experți în propria curte ca să ne învețe exact ce trebuie să facem. Nu s-a făcut mai nicio angajare în sistemul sanitar. Adică în loc să angajăm oameni, pentru că știam ce se va întâmpla, da? Și președintele, care este beneficiar de informații clasificate, primul ministru care este beneficiar de informații clasificate, dânsii sunt convins că au fost informați că această pandemie va evolua și va avea cu totul și cu totul o altă răspândire, cea pe care o trăim astăzi, ce măsuri au luat din punct de vedere sanitar? Vedem la televizor că spun medicii că au 200-300 de pacienți internați în spitale și au medicamente pentru 10 oameni. Păi cine trebuie să facă selecția? Se duce domnul Orban și se uită în ochii rudelor sau oamenilor a căror părinți decedează din cauza acestei nenorocite de boli și le spune, știi, nu pot să dau medicamente că noi am fost incompetenți, n-am putut să cumpărăm medicamente în 9 luni de zile. Se uită domnul Orban în ochii celor care n-au paturi la ATI și își plâng bolnavi prin fața televizoarelor și pe mediul online și fac apel la umanitate să găsească un pat la ATI. Nu, el stă bine, mersi, în birou, mai bea un whisky, mai fumează o țigară. Asta e viața lui. El nu vede viața reală. Asta e problema. Acești indivizi nu au niciun fel de viziune și de predictibilitate și de strategie pentru acest popor. Toate programele noastre sunt construite pe nevoile oamenilor. Testare, vaccinare, provizii medicale. Pentru că această pandemie, la cum se arată în momentul de față, probabil va avea un trend și mai ascendent, va crește. Nu știu, nu sunt eu expert să-mi dau cu părerea, dar la ce mă uit în ultima perioadă și văd că am ajuns de la 1000 la cazuri, la 10.000 de cazuri. Și ne putem uita și în alte părți. Noi. Asta îmi dă de gândit că probabil va avea un ritm ascendent. Țineți minte că vorbeam de programul de testare masivă. Care testare? Ce face guvernul? Tot timpul ne spun, avem ONAC-ul va achiziționa, suntem în procedură de achiziție. Dom'le, cât achiziționați? Că au trecut 9 luni, au fost în perioadă de stare de urgență când puteau să achiziționeze ce vreau ei. Nu i-a întrebat nimeni ce au făcut cu sumele colosale, repet, colosale, care s-au împrumutat în ultimile 9 luni. Dacă guvernul PSD, că asta sunt lucruri simple și le putem înțelege, nu sunt date complicate toți, a împrumutat în 2 ani și 10 luni undeva la 70 de miliarde, acest guvern criminal și incompetent și hoț am împrumutat în 9 luni de zile undeva la 100 de miliarde și nimeni nu știe ce au făcut cu bani. Medicamente n-avem, tablete n-avem, aparatură medicală n-avem, sporurile de doctor n-au fost primite, angajări în sistemul sanitar nu s-au făcut. Adică nu știu ce ar trebui mai mult să facă acest guvern. Nu știu, să vândă România poate pe bucăți, că altceva nu mai au ce să vândă mai rău, ce să facă mai rău decât au făcut. De asta vă spun că nevoile sunt foarte mari. Partidul Social Democrat este pregătit de a doua zi să preia frâiele țării și guvernarea, să vină cu specialiști în fiecare domeniu, să înceapă să aplice politici concrete pe fiecare domeniu, pentru că haosul care domnește acum în România, vă spun că va trebui remediat într-o perioadă de timp. Nu se poate remedia peste noapte. Toate aceste sectoare care au fost închise, distruse, în același timp trebuie lupta cu pandemia, nu se pot face decât de o echipă sau de un guvern care este un guvern care simte și trăiește pentru români. Nu doar pentru sondaje. Pentru că, vă dau un exemplu, cred că este banal pentru toată lumea. De ce
întreb și eu, de ce oare nu s-ar putea amâna alegerile? Exact, la asta mă gândeam acum, ce se... există vreun scenariu prin care alegerile pot fi... Nu, de ce nu s-ar amâna? Adică eu dacă aș fi fost președintele României, mă gândeam la români. Nu mă stăteam să mă uit la sondaje și vreau să vedem. Dacă mai ținem guvernarea până în martie, scădem cu X procente. Dacă facem alegerile și le forțăm în luna decembrie, chit că scădem mai puțin, nu pierdem tot. Adică putem să mai rămânem cu dinții acolo la putere și să ne facem toate treburile, să înceapă din nou să facă achiziții, că o să dea din nou stare de urgență, de asta să fiți siguri. Să-și facă achiziții, să-și umple buzunarele de șpăgi și de comisioane la firmele lor apropiate. Asta vă spun că, din păcate, dacă era domnul Iohannis și domnul Orban, erau români adevărați, domnule, se uitau la popor, coborau de acolo, din Palatul Victoria și de la Cotroceni. Își luau două zile și puneau o șapcă pe cap, o geacă, niște blugi și veneau și umblau prin România să vadă cum e România. România este devastată. România are nevoie să câștige timp până apare vaccinul. Păi cum câștigi tu timp în momentul în care tu, guvern criminal, și când spun criminal să înțeleagă oamenii la ce mă refer, că au omorât economia, că au distrus sistemul sanitar, au amanetat și au distrus viitorul copiilor din cauza lipsei de educație și datoriilor care vor trebui plătite de toate generațiile următoare, și criminal pentru că n-au fost în stare să preîntâmpine aceste condiții, aceste probleme care sunt generate de actuala criză de coronavirus, deși au avut timp. De asta îi fac criminali, pentru că aveau timp toate aceste probleme să le rezolve. Întorcându-mă la data alegerilor. Pentru că uitați-vă acum la un lucru. Noi practic avem o stare de urgență. Practic suntem într-o stare de urgență. Chiar dacă ea se numește alertă. Stare de alertă. Adică orice om de, mă rog, care vrea să vadă adevărul, poate să vadă lucrul ăsta. Seara nu mai avem voie să ieșim pe stradă. Dacă ieșim decât cu declarația OPP răspundere, s-au închis, mă rog, piețele, deși în urma amendamentului vor rămâne deschise, eu sper să voteze toată lumea. Totul este închis, Horeca este închisă, totul este blocat. Numai că din ambiția de a ține alegeri, nu dă stare de urgență. Asta este de fapt ambiția... Starea de urgență, ca să înțeleagă toată lumea, înseamnă niște restricții care duc sine die la amânarea alegerilor, nu? Categoric. Și atunci, el practic coafează această stare de urgență într-o stare de alertă. Pentru că, vă zic un lucru, nu poți să îngrădești drepturile și libertățile cetățenilor cum sunt îngrădite, de exemplu, acum, fără să ai o stare de urgență. Adică dacă suntem corecți, hai să fim corecți până la capăt. Mie asta nu mi-a plăcut la acest guvern mincinos. Doamne, mint cu un tupeu, ieși din comun. Cum să spui tu că totul este bine, că ai paturi la ATI, că sistemul sanitar face față, că absolut orice, în condițiile în care cu toții, doar dacă deschidem orice post de televiziune sau citim orice ziar, vedem că este haos în România. Aici vă spun că alegerile ar fi trebuit, din punctul meu de vedere, cel puțin, la cum arată România acum, peste 10.000 de cazuri, morți, 130 de morți au fost, dacă nu mă înșel ieri, au fost înregistrate 130 de decedați. Din păcate, peste 100 aproape în fiecare trebuiau amânate. Mai ales, dacă ne amintim în 2015, când a fost acea dramă de la Colectiv, țineți minte, și ținem cu toții și regretăm cele întâmplate, atunci președintele Iohannis s-a cocoțat din punct de vedere electoral. Uitați, ăsta ar fi fost un titlu bun să-l fi dat la vremea aia toată lumea, că a confiscat Colectivul președintele Iohannis din punct de vedere electoral, și a ieșit și a spus a spus pe acest individ disperat după voturi și disperat după putere, că au trebuit să moară oameni ca un guvern să plece. Țineți minte că astea au fost declarațiile lui. Păi acum avem două colective pe zi. Și văd că nu pleacă nici el, nici guvernul incompetent pe care îl susține. Și vor alege. Țineți minte în luna martie, când dădea stare de urgență, că principala preocupare lor erau alegerile anticipate? Eu ce vreau să vadă românii? În acest an negru, când au guvernat acești oameni incompetenți, singura lor preocupare au fost următoarele lucruri. Alegerile, sondajele și metode de a-și păstra puterea pentru a face
pentru a atrage cât mai multe beneficii pentru ei și pentru partidul lor. Nu e interesat nimic. Că dacă stăm să ne uităm și să analizăm la tot ce se întâmplă acum, eu nu cred că fiind ministru din guvernul penelist sau fiind penelist, a dat doilei sau s-a dus sau a avut tupeu să le spună premierului sau președintului: bă, oameni buni, ne facem de râs dacă închidem piețe, ne facem de râs că nu avem paturi în spital, ne facem de râs că mur oameni din cauza noastră. Vă amintesc că suntem aici, la Piatra. Câte discuții au fost pe spitalul de la Lețcani? Câte discuții au fost pe... Până când... Avem o groază venite pe spitalul de la Lețcani. Până când, sunt convins, până când actualul președinte al Consiliului Județean Iași, mă rog, nu a mai fost de culoare de culoare roșie, de culoare PSD-istă și a luat un președinte de Consiliul Județean penelist, a făcut niște demersuri și el doar să deschidă spital. Adică, uitați-vă că ei sunt în stare să blocheze inclusiv modul în care trebuie tratați românii de coronavirus doar pentru a face și ei și a deconta ceva politic. Oamenii ăștia nu gândesc în termeni umani, gândesc doar în termeni politici. Vă rog, că vorbesc prea mult și probabil mai aveți să mă... Nu. Eu vă spun acum, citeam și întrebările care ne vin. Foarte multe se referă la Lescani. Poate o să vină și domnul președinte Arsene într-o zi și atunci o să discutăm subiectul mai în amănunt. Până atunci, eu îmi aduc aminte argumentele acestea pe care dumneavoastră le-a spus apropo de alegeri și stau și mă întreb acum și vă întreb și pe dumneavoastră. Trecem buretele tot ce a fost până acum. Credeți că în momentul ăsta dumneavoastră contestați și aveți argumentele dumneavoastră prestația guvernului? Guvernul acesta nu este o emanație a alegerilor. În momentul acesta, dacă nu se fac alegeri, e mai bine să continuăm așa? Întreb că nu mai... Adică știți cum e? Pe de o parte e așa, pe de o parte e așa. Deci care ar fi soluția în momentul ăsta? Un guvern de uniune națională? Nu, acest guvern nu este un guvern, este o emanație a unor forțe politice. Da, corect. Că nu putem să spunem că Parlamentul României este ales ilegal sau nu s-au făcut alegeri așa cum trebuie. Okay. Deci este o emanație. Oamenii trebuie să știe că acest guvern are o susținere în Parlament. Noi am depus o moțiune de cenzură. Și-a picat. Nu, unde nu s-a făcut quorumul, da. Tocmai pentru simplu fapt că acest guvern are susținere în Parlament. Susținerea este formată din PNL, USR, PMP. Deci aceste forțe politice sunt împreună și sunt direct responsabile pentru tot ce se întâmplă în România. Partidul Social Democrat a încercat să corecteze derapajele acestui guvern și din păcate nu a mai avut majoritatea necesară pentru a corecta aceste derapaje. Problema este alta. Că în momentul de față, aceste alegeri, din punct de vedere al sănătății oamenilor, la cum ne spun experții, ar fi mai bine să fie amânate. Nu o spune Cuc Răzvan de la PSD, că virgulă Cuc Răzvan de la PSD nu este medic. Eu ascult și absorb ce spun specialiștii și mai departe analizez, trec prin filtrul gândirii și după aceea vin și le relatez și eu în emisiuni, la presă și în discuțiile pe care le am cu oamenii. Dar acest guvern este un guvern, din punctul meu de vedere, legitim al votului în Parlament, incompetent și criminal ca și prestație, da. Iar în momentul de față noi punem mai presus viața oamenilor decât acest tur de scrutin, care în momentul în care vedem că avem peste 10.000 de cazuri și eu aștept să văd ce se întâmplă mâine, poimâine, răspoimâine, da? Și cred că cu toți așteptăm lucrul ăsta, să vedem când ne privesc, mă rog, viețile, locurile de muncă și așa mai departe, unde vom ajunge și cât de disperați sunt acești oameni să aibă alegeri. Și e bine să mergem așa, să lăsăm să ajungem până la marginea prăpastiei. Repet, noi am încercat să facem acea moțiune de cenzură și nu am avut quorum. Cât timp iau o majoritate parlamentară, cred că este timpul ca și alte forțe politice, gen, nu știu, USR, dacă într-adevăr și lor le pasă de români, așa cum spun, și de... și sunt niște oameni credincioși care cred în Dumnezeu și
și vor ca lucrurile să iau într-o turnură pozitivă, s-ar putea alia împreună, vorbesc pentru o moțiune de cenzură, împreună cu Partidul Social Democrat și cu alte forțe politice, ca să trecem această moțiune și să dăm jos acest guvern incompetent, se formeze până la alegerile parlamentare un guvern de Uniune Națională, probabil, un guvern făcut din români, că asta e important, să ne conducă românii, nu să ne conducă oameni care nu simt nimic pentru acest popor, și să înceapă să pună în aplicare niște măsuri concrete. Cum a spus și dumneavoastră, domnul Bălănescu, aceste măsuri pe care dumneavoastră le-ați descris în editorialul pe care l-ați spus duminică, da, sau în postare, puteau fi preluate de, nu știu, luni dimineață sau de duminică seara, că vorbeam de o problemă, care ardea, că i-ardea pe piețarii din Piatra. Da? Dacă noi nu am fi fost ieri în Piața Centrală, vă spun un lucru, să facem acea conferință de presă ad hoc, pe nepusă masă, în care să dăm posibilitatea oamenilor să vorbească, vă spun că nu se întâmpla nimic. Astăzi oamenii nu vindeau un hala de carne, nu vindeau brânzeturi și stăteau tot afară. Și ei lăsau așa să meargă lucrurile. Aici e diferența. Lor le este frică de puterea oamenilor de a se uni, de a vorbi într-o voce comună, pentru că știu că așa pierd la alegeri. Asta îi doare pe ei. Repet, nu interesează oamenii, interesează alegerile, votul. O să vedeți, dacă acest guvern va continua și după data de 7 și să spunem că rezultatul alegerii va fi unul care va pune Partidul Național Liberal undeva pe primul loc, deși la cum arată sondajele și la ce dezastru au făcut în țară acum sunt într-un picaj liber, pe 7 au închis tot. Nu le mai pasă, repet, de nimic. Deci oamenii asta trebuie să știe. Ei oricum au planul ăsta. Ei acum, știți cum e? Trag de timp până la marele tun. Asta fac. Iar tunul acela îl vor da în momentul în care vor fi siguri de niște lucruri. Acum încă sunt bătălii pe care le dăm în Parlament și câteodată câștigă actuala putere, câteodată câștigă opoziția, în funcție și de prezența la vot a parlamentarilor, este în funcție și de proiectele care se... Și de trădări, și de rapturi. Păi la trădări, vorbim de trădări. Haideți să vedem. Nu sunt bani în spitale pentru echipamente medicale și pentru medicamente. Și domnul Orban, din banii care avea în fondul de rezervă, dădea bani la primari ca să dezerteze din Partidul Social Democrat și să treacă la Partidul Național Liberal, sau cumpăra parlamentari care să nu vină să voteze moțiunea, să nu facă cuvorumul la moțiunea de cenzură. Păi aici se duc banii românilor care îi plătesc din taxe, în cumpărat și în trădările pe care aceștia le achiziționează ca să se mențină la putere. Pentru ce? Tot pentru binele lor. Că, încă o dată, nu l-am văzut pe Ministrul Sănătății să se ducă în spitalul de la Piatra Neamț. Să vadă și el că nu mai sunt paturi la ATI. Să vadă și el câte medicamente sunt. Fă, domnul, un tur al spitalelor în România, cu presa după tine. Și nu aranjat. Du-te pe nepusă masă. Și zi, dă-mi și mie stocurile să le văd. Cum stăm și noi cu stocurile noastre de medicamente în spitalul X? Nu fac așa ceva. E când se duc cu o parte din presă care, din păcate, a devenit ușor aservită intereselor. Bun, a fost și o perioadă grea de pandemie. I-au băgat și acei bani în mesajele acelea de informare. Pentru și cine s-a dus să facă. Pentru cine s-a dus, exact. Și atunci informațiile ajung distorsionate. Tocmai de asta ne și luptăm și mergem pe stradă, vorbim cu oamenii, ne folosim de cum putem de și noi de partea asta de IT, de Facebook, de tot ce avem, ca lumea să vadă realitatea. Lumea o simte, dar lumea trebuie să o vadă, iar oamenii trebuie să se unească, oamenii trebuie să mai fie. Asta le spuneam și ieri în piață, când spuneau, da, domnul Cuc, și ce trebuie să facem? Domnule, trebuie să ne luptăm, că dacă vom sta, vom tace și nu vom face nimic, oamenii ăștia se urcă pe noi ca un tupeu. Să știți un lucru, că uitați, de un an de zile este guvernarea PNL, da? Câți bani și câte proiecte s-au adus în județul Neamț? Eu nu cred că s-a adus mai nimic. În schimb, au un tupeu și-și arogă meritele într-un mod nesimțit, a spune acești oameni. Am fost săptămâna trecută la Fărcașa, într-o vizită de lucru cu câțiva colegi. Știți ce le-au spus peneliștii acolo oamenilor? Și domne, DN15... e făcut de început și făcut de domnul Cozmanciuc. Eu nu vreau să zic, domnule, glumiți? Nu, că a venit domnul Cozmanciuc aici și ne-a spus că era cu primarul, că nu știu ce, că el l-a făcut.
Deci atâta tupeu, atâta tupeu, eu vă spun, nu mi-a fost dat să văd la nimeni și am dus și eu câteva lupte electorale. Dom'le, oamenii sunt, vă spun, nu fac nimic, niciun proiect, dar în schimb se duc și mint pe, ei câștigă doar pe minciună și pe dezinformare. Ei asta fac. Vină, domne, concret și spune, bă, uite, eu vreau să fac asta, asta, asta și asta pentru județul Neamț. De un an de zile când guvernul PNL este la putere și am împrumutat 100 de miliarde, deci a amanetat viitorul copiilor noștri, da? Eu am adus în Neamț 10 milioane de euro, care se găsesc acolo, acolo și acolo. Nu tu să mergi în toate comunele, să te duci la Borca să ameninți fostul primar că dacă nu trece la PNL îi faci nu știu ce probleme, să te duci la primar, prefectul, pe prefectul ar trebui să stea și să se ocupe de situația pandemică din județul Neamț. De exemplu. Mai avem câteva minute. Și ați vorbit mult atunci. M-ați mai scurtat din demisiune că era mai lung. Nu. 40 de minute, pentru că trebuie să ne pregătim pentru următoarea. Vă rog pe final acum, vorbiți-mi un pic și despre echipa care sunteți din Neamț, pentru că eu cred că e important oamenii să știe și cine mai este în echipă și să poată să aleagă și în funcție de asta. Lista este una foarte complexă. Avem oameni care sunt specializați pe diferite domenii. O avem pe Florentina Moise la Senat, pe care cred că o știu toți pietrenii și o știu și oamenii din județul Neamț. Aș spune un cadru didactic devotat, un om care este specializat pe partea de educație și care a dovedit prin muncă ce a putut să facă, Ionuț Ciocoiu de la Roman, doctor renumit tot pe lista de la Senat. Pe lista de la Camera Deputaților, Ciprian Șerban, care este actual deputat în Camera Deputaților, un coleg cu foarte multe inițiative legislative promulgate de altfel, ceea ce este foarte important, un tânăr care a deținut și deține cu noi funcția de vicelider la grupul PSD, care s-a implicat foarte mult în toate luptele pe care partidul nostru le-a dat împotriva acestor oameni care distrug România. Colega noastră, Oana Bulai, a fost consilier cu rang de secretar de stat al primului ministru al României, la fel o persoană care s-a dedicat proiectelor pe educație și dezvoltării competențelor profesionale ale tinerilor. Colegul nostru a fost secretar de stat, Remus Munteanu. Echipa este o echipă bună, este o echipă, cum să vă spun eu, care este repartizată pe domenii, pentru că în momentul în care se ajunge în Camera Deputaților, se ajunge în Senat, să intri pe comisii. Exact, și pe comisii nu poți să pui oameni care n-au avut tangențe cu domeniile în care au activat. Ori experiența lor pe care au acumulat-o în administrația centrală, în administrația locală, este și domnul la administrația, spun de administrația locală, l-avem și pe domnul Ovidiu Niță, fostul primar de la comuna Borca, domnul Toni Covasan, la fel, o experiență în administrația locală. Sunt oameni care au demonstrat că au făcut, au dezvoltat proiecte. Sunt oameni care vor să dezvolte Neamțul. Sunt oameni care au arătat ce au făcut pentru Neamțul. Eu mi-aș dori ca în momentul în care un om politic vine și o echipă vine în fața dumneavoastră, că dumneavoastră se uită o grămadă de pietreni, să spună oamenilor ce au făcut ei, de ce un alt mandat. Că nu poți să vii să spui oamenilor: bă, dați-mi un mandat că știți, PSD-ul e rău. Bă, am înțeles că vrei să câștigi vot pe o campanie negativă. Dar tu, X, ce ai făcut tu pentru Neamț? Că ai fost 4 ani în Parlament. Și de un an de zile ai guvernarea. Și ați împrumutat bani într-un an cât alții în 3. Ce ați făcut? Ce ați adus voi? Pentru că nu poți tot timpul să finanțezi din bani numai sinecuri și să ai numai foloase personale. Asta n-au înțeles peneliștii. Peneliștii au distrus total economia doar pentru interesele proprii. Echipa noastră este o echipă bună, o echipă care va lupta pentru Piatra, va lupta pentru județul Neamț, va lupta împotriva abuzurilor pe care le fac acești indivizi care sunt vremelnic la conducerea României, o echipă care va dezvolta într-adevăr Neamțul, a arătat ce a făcut până acum și vă spun că mai are multe de arătat în perioada ce va să vină, dacă vom avea parte și de votul oamenilor să ajungem acolo cu toții. Vom mai dezvolta toate aceste lucruri și în alte emisiuni în perioada aceasta de campanie. Vă mulțumesc pentru participarea la emisiune.
mult succes și dumneavoastră și celor care candidează. Ne oprim aici, facem o scurtă pauză și de la ora 9:30 de minute revenim cu un alt invitat. Vă mulțumesc deocamdată și aștept să ne revedem.